is changing, and that change can be stressful. We don't know how to deal with that change. One of the ways of dealing with the change is consciously linking the heart and the brain. We're going to talk about that briefly in just a moment. But it's that stress that is unresolved that actually is now being viewed as responsible for old age and even death. This is from the Proceedings of National Academy of Sciences 2004. Te salut! Cum ar fi să ai mai multă energie în timpul zilei și chiar la finalul unei zile normale? Cum ar fi să gestionezi altfel, să-ți revii mult mai ușor după orice situație de stres din viața ta? Exact cum resetezi un calculator, cum ar fi să te poți reseta pe tine, cum ar fi să te poți reîncărca, la fel cum reîncarci bateria telefonului, când ai nevoie. The human body has the ability to heal itself under the right conditions. What are those conditions? That's the question. Sincronicitate între creier și inimă și corp, între gândurile pe care le emit, emoțiile pe care le creez în corp, conștient sau inconștient, care de fapt îmi dictează cum reacționează corpul meu, ce anume se manifestă, se activează din ADN-ul pe care îl am și practic cum trăiesc, care este starea de bine sau de rău pe care o trăiesc potrivit gândurilor și emoțiilor pe care le gestionez. We should care about how the heart and brain communicate and the fact that the heart sends more information to the brain than the other way around, because the quality of the signals that the heart sends upstairs to our brain have profound effects on how well our brain works. When these signals are incoherent, as we call it, that literally inhibits what we call cortical function. It's why the formula that we teach, the formula is really about brain coherence and heart coherence. Math tools and techniques really help you access the intelligence of the heart so we can make better choices in the moment and really navigate these stressful times. Te invit să citești toate informațiile de pe site, să dai mai departe mesajul celor care crezi că au nevoie și aștept să ne vedem și să practicăm împreună în coerență, inimă, creier și corp. Te salut din inimă, cu bine!